Am ajuns la capitolul 10 al Evangheliei după Ioan, care ne permite să trecem prin ușa Iisus. Din sesiunile și capitolele precedente știm că liderii religioși duceau un război surd cu Iisus, pe care îl respingeau și îl contestau, nerecunoscând în ruptul capului că el ar fi Mesia. Dar Domnul continua să-și reveleze acreditările. De ce ne putem, deci, încrede în el ca Mântuitor? Folosind imaginea unei stâne, Iisus le spune adversarilor săi că el a intrat pe ușă, ceea ce îl atestă ca păstor al turmei. Alții însă au sărit gardul sau au intrat pe altă parte, dar el a venit în cel mai cuvincios și legal mod cu putință. Venirea sa a împlinit profețiile Vechiului Testament. S-a născut în Betleem, din sămânța lui David, s-a născut din fecioară, s-a născut sub lege, la împlinirea vremurilor, cum scrie în Galateni 4, versetul 4, ca să împlinească legea. Nimeni altcineva nu va fi împlinit prorociile ca el, pentru că nimeni altcineva nu avea legitimitatea și acreditările sale. Argumentele identității sale sunt învățătura lui, viața și mărturia lui și minunile săvârșite de Domnul Iisus. Și nu doar atât, dar Iisus a fost întâmpinat și lăsat înăuntru de portar însuși, cum scrie în versetul 3, adică Duhul Sfânt. Tot ce a făcut Iisus a făcut în baza autorității și puterii sale. Și mai spune el în versetul 4, oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Aici în Ioan 9, încă o dată, iudeii îl resping vehement și nu îl recunosc ca Mesia. N-au vrut să-i asculte glasul. Slavă Domnului însă că numeroși alții care l-au auzit au lăsat tot și au mers după el. Iisus a mai spus în versetul 11, eu sunt păstorul cel bun care își dă viața pentru oi. Avem aici în Evanghelia lui Ioan unele dintre cele mai frumoase metafore din Scriptură. Domnul este ușa, este păstorul cel bun, el este, vă aduceți aminte, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, cum scrie în capitolul 1, versetul 29. Iisus ca miel sublinează umanitatea lui, Iisus ca păstor atestă divinitatea sa. Numai el singur este în stare și vrednic să mântuie. Nicio altă făptură omenească n-ar fi putut și nu va putea. De aceea a trebuit să fie Dumnezeu. Iisus le arată că minunile și cuvintele sale dovedesc că El este Mesia. Dar foarte mulți oameni atunci și acum nu cred asta despre El. Și pe undeva înțeleg de ce nu cred, pentru că ei nu sunt dintre oile Lui. Oile mele, a spus Iisus în versetul 27, ascultă glasul meu și vin după mine. Ascultarea, supunerea oii este ceea ce-l atestă pe proprietar. Dacă vrei să știi dacă o persoană este mântuită sau nu, vezi ce relație are cu Mântuitorul. Îl urmează, ascultă de el. Oilor sale, Iisus le dă viața veșnică. Nu ele o câștigă și nici nu o merită. El le-o dă. Pentru totdeauna. El ne dă și nouă viața veșnică, deci în veac nu vom pieri. Păstorul nostru ne promite că nu va pierde niciuna dintre oile sale. Dacă se întâmplă să se rătăcească vreuna, el pleacă să o caute și să o recupereze, ca să o aducă înapoi în turmă. Dacă a început cu 100 de oi, nu va ajunge la capăt cu mai puține, ci cu mai multe. Data viitoare vom afla alte domenii în care Iisus are autoritate și putere.